vorbite. Cum vedeți toate declarațiile din ultima perioadă ale lui Victor Ponta legate de noua construcție politică, de relația cu PSD și dacă acestea sunt motiv de o eventuală sancțiune, de ce nu excludere din PSD? În legătură cu, cu asta, vă pot spune, din punctul meu de vedere, România se află în fața unor mari provocări. Unele care se văd, altele care nu se văd. Nu cred că răspunsul la aceste provocări este un partid naționalist sau poate chiar extremist. În aceste condiții, noi mulțumim foarte mult pentru grijă. Dacă PRU se constituie sau se expandează pentru a ajuta PSD-ul, mulțumim nu. Nu vrem să avem niciun fel de relație cu un partid naționalist. PSD-ul rămâne un partid social-democrat modern, pro-european, care susține fără ezitare parteneriatele pe care le avem strategice și nu numai cu toți aliații noștri, în condițiile în care PRU, din câte am înțeles, are niște protocoale cu niște partide cu foarte mari probleme și asupra cărora există bănuiri serioase de finanțare din Est și cu doctrine care nu au nicio legătură cu valorile și principiile noastre. Există un parteneriat cât că pute să le-am găsit pe internet. Un partid din Polonia, al cărui președinte a fost arestat, din câte am înțeles, chestiuni legate de spionaj pentru Rusia sau cum așa ceva, dar ca și doctrină, noi suntem complet diferiți de doctrina naționalistă, extremistă. Cu toate astea, și mă uiți, Victor, dar spunea de bine, acest PSD, alte perăunii. Eu am înțeles, m-ați întrebat punctul meu de vedere, eu poate, fiind mai puțin umblat prin lume, nu înțeleg lucrurile astea. Dar am vorbit cu toți colegii mei și am zis mulțumim nu. O să încercăm, ca Partid Social-Democrat Modern, să mergem în fața alegătorilor, să le cerem votul, nu folosind doctrina naționalistă și extremistă. Și cum vezi asta? Deci, acest dumneavoastră chiar ați luat în serios acea variantă, este exclusă. Așa cum PSD-ul nu va putea intra într-un guvern cu PNL-ul, pentru că pragmatic vorbind, va fi un guvern care nu poate funcționa, chiar dacă am văzut foarte mulți analiști și membrii guvernului care își dau cu părerea despre asta, totuși decizia este la PSD și PSD, decizia este deja luată, categoric PSD-ul nu poate intra într-un parteneriat de orice fel, cu atât mai puțin o alianță de guvernare cu PNL. Și cum veți trata această problemă? Să nu mai susțin acest partid, pentru că el a spus că acum le dă idei, discută cu ei. Nu, noi suntem un partid foarte deschis și foarte democratic. Fiecare este liber să susțină principiile și valorile pe care le crede de cuvință. E mai greu de explicat. Da? Mai ales când ele contravin valorile partidului. Da, vreau să vă spun ceva. Este o preocupare foarte mare la dumneavoastră și o înțeleg și aș face la fel. La noi în partid, cu toate scuzele de rigoare, noi discutăm despre programul de guvernare care este aproape de finalizare și în județe se discută serios despre criteriile pentru stabilirea acestui candidat, despre proiectele aleșilor locali, care din fericire merg în continuare și promisiunile din campania de la locale încep să se pună în practică, în frunte cu primarul capitalei, și despre organizare pentru campania electorală. Am vorbit cu colegii mei în țară și au spus că totuși vor face un efort și vor putea să meargă în aceste alegeri fără PRU. La programul de guvernare au colaborat și oameni din vechea echipă guvernamentală. Bineînțeles. Dar nu există echipă veche și echipă nouă. Au colaborat și au propus acțiuni, idei, lucrează în continuare. Nu a pus două echipe în PSD. Din păcate pentru unul. Ne puteți spune dacă aderarea la principiile naționaliste poate reprezenta un criteriu pentru selectarea unui candidat, mă refer pe listele PSD Gorj? Nu, pe listele PSD-ului nu pot fi acceptați decât candidați care cred în doctrina social-democrată, în valorile și în principiile PSD-ului. Când vrei să candidezi pe listele unui partid, dacă ești un om serios, înseamnă că ți-ai asumat acele principii și acele valori.
Bun, și comportamentul domnului Ponta din ultima perioadă, comportamentul domnului Ponta în ultima perioadă, această aplecare spre naționalism, aceste sfaturi pe care îl dă unui alt partid. Faptul că dă sfaturi nu, sincer, că nu mă interesează. Dar nu reprezintă principala mea preocupare sau preocuparea noastră. Sincer. Nu vă este. Dar este acesta un argument pentru o eventuală sancțiune? Revin cu această întrebare. Nu. Noi vorbim totuși de Victor Ponta. Eu am toate declarațiile mele publice pe care le-am făcut, mi le mențin în continuare. L-apreciez foarte mult pe Victor Ponta pentru ceea ce a făcut pentru partid, pentru ceea ce a făcut pentru România și a făcut lucruri extraordinar de bune. Sper ca după alegerile parlamentare sau la alegerile parlamentare să candideze pe listele PSD-ului, să nu fie după alegerile parlamentare doar deputat, ci să aibă o poziție importantă în statul român. Spuneam asta pentru că dumneavoastră sunteți paranoic pentru că considerați că domnia... Vreți să repetați? Am citat din Victor Ponta. A spus că sunteți paranoic pentru că dumneavoastră considerați că el vrea să fie președinte la PSD și că acest lucru nu e adevărat, cel puțin până când nu rezolvă problema cu justiția. Eu n-am, sincer, n-am văzut declarația asta și dacă a făcut o asemenea declarație, asta chiar nu mai pot să o comentez pentru că se comentează singur. Dar o discuție între dumneavoastră și domnia sa a existat? Vreți să intermediați dumneavoastră? Eu aș vrea să închid acest subiect, sincer, pentru că știu că este foarte important și foarte umflat și răstăvălit în presă, dar am făcut greșeala și fac greșeala să vorbesc foarte mult cu oameni. Chiar nu e preocupare. Oamenii se preocupă de viața lor de zi cu zi. Oamenii de afaceri români, care sunt destul de nemulțumiți pentru faptul că din toată lista de cereri pentru ajutorul de